Ai investit în ceva banii? Ca fiecare, în imobiliare, fiecare cum știi unde a avut așa, unde a simțit probabil că era chestie de, știi, de feeling așa să știi unde să investești. Am avut tot felul de propuneri să mă bag în diverse lucruri, chiar și pe la bursă și pe la, dar nu eram atras. Până la urmă m-am dus către imobiliar. Și te-ai dus bine? Adică a ieșit pe plus, nu? Da, am ieșit pe plus. Bani pe care poate că i-am reinvestit și așa mai departe. Adică nu pot spun că sunt vreun milionar în euro, dar, înțelegi, dar... Dar nici nu-ți prinde așa rău perioada asta când ești liber de contract. Dar nu-mi prinde nici, exact. Nici nu mor de foame, cum s-ar zice, știi? Ce faci chiar în perioada asta când... Te uiți la meciuri sau faci cu totul altceva? Nu. Am contract acum cu familia. Sunt angajat de familie. Uite, dacă vrei așa o zi normală de-a mea care se repetă, dimineața la 7:30 trezirea, pregătim copilul pentru grădiniță, îl duc la grădiniță, mă întorc, mă antrenez, ies la alergare, merg la sala de forță lângă mine, acolo am un prieten, un vecin care are o sală de forță și merg și lucrez cu el. După aceea mă întorc, servesc masa și, ca asta se întâmplă, ajung undeva la ora prânzului, servesc prânzul și după care intru la studiu. Adică încep să citesc, am tot felul de cărți, de psihologie, de ale lui Klopp, ale lui Ferguson, Ancelotti, bibliografiile lor, și nu numai. Ci presa, că trebuie să mă informez, să știu tot ce se întâmplă, plus tot ceea ce să încerc prin internet, să zicem, să văd tot ce se mai întâmplă prin, și ce se mai lucrează prin Europa. Discuții pe care le am cu stafful meu, care și ei la rândul lor sunt acasă în acest moment, discutăm, analizăm, facem tot felul de programe, de scenarii, de analizăm foarte multe lucruri. Bineînțeles, după ora 3-4 după amiaza în care încep meciurile, e clar că Liga 1 încerc să nu scap absolut niciun meci, până seara târziu când încep și meciurile din Europa și stau până la 12:30, 1:30, 2, chiar noaptea stau la... Salută domnul Burkel că școală se face și acasă. Se face și acasă, nu este ca la școală. Tu o să mergi, spuneai, la cursurile pentru licența pro cât de curând, nu? Acum, în primăvară? Da, sperăm, da. O să fim anunțați. Am vorbit și a spus că o să se pună pe site când va fi această înscriere. Practic, la programul ăsta îți lipsește doar meciul. Exact. Cred că și ca fotbalist, așa, cum zici, că te și antrenezi, te duci la sală, ar merge un meci seara, nu? Mai joci merge. Cu băieții, așa? Da, uite, în seara asta am o dată pe săptămână, în seara asta am meci. Cu cine mergi? Nu, sunt cu niște prieteni, chiar cu prietenul Cristi, cel cu care eu lucrez la sală. El este un instructor de fitness și el are... La rândul lui și-au format vreo 3 echipe, prieteni de-ai lui, și mergând la el, chiar mi-a sugerat că dacă vreau să merg la să te țin în formă. Ai simțit fotbalul îndeaproape așa pe durată lungă, de la începutul anilor 90, peste 30 de ani, și au fost multe etape, au fost anii 90 cu performanțele, dar și cu blaturile, cred că le-ai simțit și tu, nu? Știa toată lumea ce se întâmplă. Știa toată lumea. Nu prea aveai cum să ieși din fenomen. Exact. Ai simțit că ai luat parte la meciuri din astea? Știați dinainte? Vă dădea seama pe parcursul meciului? Simțeam în anumite lucruri. Nu pot să spun dacă a fost sau n-a fost. Dar parcă simțeam așa niște chestii, știi, niște lucruri. Dar am fost și genul de jucător care am stat departe de lucrurile astea și am... Eu am fost genul de fotbalist, în primul rând, muncitor, știi, care vroiam să muncesc și nu vroiam să iau parte la absolut nimic și să nu știu absolut nimic. Și... Da, într-un meci din ăsta în care simțeai că ceva e în neregulă, nu te enervai pe antrenor, pe conducător? Nu știu dacă era neapărat de la antrenor sau că nu știi, lucrurile se făceau la alt nivel și acum nu știu dacă era sau nu era antrenorul. Eu
am avut șansa de să fiu antrenat de antrenori foarte buni și sunt antrenori care și în acest moment reprezintă ceva pentru fotbalul românesc și mă refer la chiar de la începând de la Pandi, de la Basara Panduru până la Nea Sorin Cârțu, Dorinel Munteanu, Gigi Mulțescu, Oli, la Timișoara și așa mai departe. Și nu cred că aceștia antrenori enumerați nu pot să bănuiești așa ceva. Aici poate că din punct de vedere poate era arbitrajul, poate conducătorii, poate nu știu cum. Adică cu toții am citit și am văzut cum se făceau aceste lucruri, dar poate chiar cu generații mai în urmă de mine, să zicem, poate că erau mai vizibile aceste lucruri, dar așa generația mea cam greu cred că s-a mai făcut, pentru că deja devenisem o generație foarte bună, adică mă refer anii 70 încoace, știi? Născuți în anii 70, da. Asta ziceam, deci anii 90 cu problemele astea, apogeul prin anii 2000 și cu participări în cupe europene, cu performanțe și la echipa națională, apoi a venit cum să zic, nimicul ăsta de după 2010 sau declinul, hai să spunem așa, multe cluburi care au dispărut, au falimentat și așa mai departe. În ce moment crezi că ne aflăm acum? Mai e loc de coborât? Simți că se schimbă ceva? Sau ce crezi că ar trebui să se întâmple ca să învie un pic fenomenul? Da, din păcate am ajuns într-un punct greu de crezut. Greu de credeam. Poate că doar Hagi a anticipat și a anticipat foarte bine și a zis-o foarte bine, a simțit și cred că ar trebui că să-l ascultăm, că se pare că cam ce spune aia se întâmplă. Acum, știi, coroborat cu foarte multe probleme care s-au creat în această țară și că au dispărut oamenii de investitori și cu tot ceea ce s-a întâmplat atunci când au fost luați și închiși, să zicem, oamenii potenți, oamenii cu bani foarte mulți, pentru că sunt oameni cu bani foarte mulți în România, sunt speriați oarecum să vină să mai investească în fotbal. Apoi a plecat totul de la infrastructură, infrastructura pe care noi nu am avut-o și începem acum de câțiva ani de zile, am ajuns și noi la un nivel destul de bun din punct de vedere al infrastructurii și mă refer la stadioanele pe care le creăm. Problema foarte mare și ca să ținem pasul cu tot ce se întâmplă în Europa, cred eu că se rezumă de la aceste academii pe care tot batem monedă și tot vorbim și că să creștem copii și să nu mai, că suntem oarecum certați că aducem foarte mulți străini aducem mulți jucători străini când putem să-i creștem pe ai noștri. Dar aici este un factor foarte important și este foarte mult de discutat și de dezvoltat, pentru că, dar așa în mare, vreau să spun că în afară de cele două, trei academii pe care le știm cu toții că produc în acest moment și cea mai bună în momentul ăsta este alu Hagi, după care FCSB-ul din punctul meu de vedere, s-au apărut foarte multe școli de fotbal în România. Numai că există o problemă foarte mare. Nu sunt bani. Nu sunt bani și aceia antrenori, trebuie să o spun, nu sunt atât de bine pregătiți. Deci eu ce spun în cunoștință de cauză, am fost și am văzut. Am urmărit ce se întâmplă pe la anumite academii. Nu sunt atât de bine pregătiți, se complac într-o situație în care în anumite momente cam fac ce spune părintele. Știi? Sunt antrenori care au probleme financiare acasă și acceptă din partea unui părinte o sumă de bani ca virgulă copilului să joace, chiar dacă din punct de vedere valoric, să zicem, este mai slab decât altul, și de aici sunt o sumedenie de probleme în care, dacă stăm să le dezvoltăm, ajungem la acel tot unitar, în sensul că nu mai avem valoarea pe care am avut-o cu ani în urmă și datorită acestui fapt.